Te salut și bine revenit la un nou tutorial din seria Învață Securitate. În acest tutorial vom vedea câteva tipuri de atacuri pe care le poți face fie în internet, fie în rețeaua locală. Hai să începem! Bine ai venit! După cum spuneam, în acest tutorial vom vedea câteva tipuri de atacuri pe care le poți face fie în internet, fie în rețeaua locală sau pe care poți să le pățești chiar să fii atacat. În acest tutorial vom vorbi în termeni teoretici despre, urmând ca în tutorial viitoare să începem și să aplicăm câteva din aceste elemente într-un mod practic. Atenție, aceste atacuri nu îți recomand să le faci, poți să ai urmări foarte, foarte grave în urma lor, pentru că poți să fii chiar arestat, poți să fii închis, dus la pușcărie, deci ai mare grijă de tot ceea ce faci. Încearcă să te limitezi doar către ce ține de tine, către rețeaua ta locală. De asemenea, atacurile și toate aceste elemente, cred că mai bine le voi pune într-un curs de securitate, introducere în securitate, care va fi disponibil în curând pe platforma ramonastase.ro/academy. Așadar, te invit să fii la curent, să te abonezi la canal și să te înscrii pe această platformă. Până atunci, hai să vorbim despre tipurile de atacuri pe care le putem face sau de care putem suferi noi în internet. Bun, vorbeam de câteva tipuri de atacuri și în tutorialele trecute. Unul dintre ele cu care putem începe este MIDM. Am făcut la un moment dat chiar, ci 3 tutoriale despre câteva tipuri de atacuri pe care le poți face în rețeaua locală. Marea majoritate dintre ele au fost de tipul Man in the Middle. Acest Man in the Middle înseamnă că ne aflăm, să spunem, într-o cafenea, sunt două persoane care sunt conectate la internet, iar noi vrem să vedem ce fac acele persoane. Putem să facem anumite lucruri, de exemplu, să adăugăm un server de HTTP în rețea, un rogue DHCP server și în care le alocăm lor adrese IP și practic ei o să trimită traficul către noi, noi le trimitem către router. Astfel putem asculta tot traficul pe care îl fac ei. Și asta înseamnă man in the middle. Noi suntem omul din mijloc sau persoana din mijloc sau hackerul din mijloc care ascultă traficul lor, dar nu îl întrerupe, ci lasă să treacă mai departe. Asta facem noi în acest caz în care facem man in the middle. Și putem vedea cu Wireshark, bineînțeles, putem vedea tot ce fac acele persoane. Dacă nu ești familiar cu Wireshark, te invit să urmărești tutorialele pe care le-am făcut special pentru tine. Vei găsi linkul mai jos în descriere. Este un tool foarte interesant care, dacă îl înțelegi, te va ajuta să înțelegi mai bine cum funcționează rețelele și, bineînțeles, partea aceasta de securitate. Un al doilea atac este cel de DOS. DOS vine de la Denial of Service. Denial of Service este momentul în care, să luăm același scenariu cu cei doi din cafenea care încearcă să meargă spre internet, în acest caz, dacă noi facem anumite lucruri asupra lor, de exemplu, partea aceea cu serverul de HTTP, că îi lăsăm pe ei să treacă prin noi și noi redirectăm mai departe, noi putem doar să spunem, treceți prin mine, dar eu nu-i voi redirecta, ci mă voi închide, ca să spun așa, nu voi trimite mai departe către router. În momentul respectiv îmi trimit mie traficul, dar nu îl redirectez mai departe, înseamnă că le blochez traficul și nu-i las să meargă în internet. Asta înseamnă un mod de a face denial of service. Un alt mod de a face acest denial of service, printre altele, pentru că sunt foarte multe, ar fi cel în care, să spunem că ne aflăm în rețeaua locală, iar noi aici ne-am supărat pe colegul de lângă noi și pur și simplu vom folosi un tool prin care vom trimite foarte multe, foarte, foarte multe pachete către acest calculator, acest calculator B. Și atunci el nu va putea să proceseze, calculatorul nu va putea să proceseze toate acele pachete, iar procesorul lui va fi la 100% sau tot mai aproape de 100%. În mod cert este faptul că îi vom îngreuna execuția, vom îngreuna ceea ce face el. Practic asta înseamnă denial of service, încercăm să tem serviciu sau funcționalitatea a unui serviciu, fie de pe un server, fie a unei rețele, fie de pe un anumit calculator. Un al treilea tip de atac care are legătură cu denial of service, dar duce lucrurile la un cu totul alt nivel, este distributed denial of service. Distributed denial of service este un tip de atac în momentul în care avem o rețea în internet, ceea ce se numesc boți, în internet, undeva prin toată lumea există boți
prin state, prin China, prin Rusia, peste tot, sunt calculatoare infectate cu un anumit program pe care noi avem control asupra lor și putem spune, ok, ne-am supărat pe o anumită, pe o anumită organizație, hai să trimitem tot traficul, să trimitem într-un mod similar cum era aici, încărcăm 100%, ok, aici s-ar putea să ajungem la 100% sau la 80%, depinde de viteza acelui calculator sau acelui laptop. Dar aici la router șansele vor fi mai mici dacă folosim un singur calculator. Și atunci folosim nu 10, nu 100, ci mii, poate chiar zeci de mii de calculatoare și cu care redirectăm tot traficul către acea rețea și atunci îți poți da seama că routerul nu va mai putea să ducă traficul și la un moment dat va cădea, se va restarta și astfel a fost pus în cap toată infrastructura, toată rețeaua acelei organizații. Mă crezi sau nu, aceste tipuri de atac sunt foarte frecvente și se întâmplă foarte des, mai ales între organizații care de obicei se atacă. Există la un moment dat chiar un tool pe internet, din păcate acum nu mi-aduc aminte, dar în acel tool puteai să vezi ultimele atacuri de tip distribute din denial of service care au avut loc în ultimele X ore sau în ultimele zile. Voi încerca să-l caut și dacă îl găsesc îl voi pune în linkul din descriere, ca să-ți faci o idee. Alte tipuri de atacuri, acestea după cum ai văzut au avut loc mai mult cu rețeaua, deci acestea au fost mai mult tipuri de atacuri din rețea, dar mai avem și alte tipuri de atacuri care pot sau nu să aibă loc cu rețeaua. De exemplu, în momentul în care încercăm, sau sunt sigur că ai încercat, cel puțin am încercat, sunt convins că și tu ai făcut la fel, ai încercat să te conectezi la rețeaua unui, poate a unui vecin sau poate a unei firme sau poate a rețeaua unui bar, o rețea wireless, bineînțeles mă refer la o rețea wireless, și ai introdus acel user și parolă sau poate doar parolă și nu ți-a ieșit, ai încercat o dată de două ori, poate chiar de 10 ori, pentru că avea anumite combinații în cap și ai încercat să le introduci să vezi dacă poți intra, dacă spargi rețeaua, nu? E bine, în cazul în care nu ai reușit acel tip de atac sau în cazul în care ai reușit, indiferent, se numește un atac de tipul brute force. Practic, nu ai date în spate, ci pur și simplu ți-a venit ție sau mi-a venit mie să-mi scot telefonul, să scanez rețelele și să încep să tastez parole. Dacă mi-a ieșit foarte bine, dacă nu mi-a ieșit, asta e. Voi mai încerca cu siguranță și altă dată, pentru că la un moment dat poate va ieși. Acesta este tipul de atac brute force, adică noi încercăm tot felul de combinații, poate reușim să accesăm acea rețea. Un alt tip de atac care se află tot aici la ideea aceasta de a sparge parole, deși nu este corect folosit aici în cazul în care noi încercăm să intrăm în acea rețea wireless, ar fi cel de tipul dicționar. Deci un dictionary attack. Acest dictionary attack practic cum funcționează? Avem o bază mare de date, avem de mii, zeci de mii de cuvinte, cu care încercăm să ne conectăm la acel router wireless și toate aceste cuvinte sunt testate cu router wireless până când la un moment dat, dacă avem noroc, unul dintre acele cuvinte va forma parola pe care ne-am căutat-o și atunci aici la 4, la brute force trebuia noi să intervenim, dar aici la dictionary attack nu mai trebuie noi să intervenim, ci pur și simplu am lăsat calculatorul să-și facă treaba și să încerce să spargă acea parolă. Un alt mod ar fi cel de Rainbow Table. Acesta deja este un mod în care încercăm să facem acel termen de spars o parolă. Practic, niciodată, în momentul în care, de exemplu, cu toții probabil că avem un cont de mail la Yahoo, la Google, la Microsoft, indiferent de provider, mereu când ne introducem mail-ul, trebuie să introducem o parolă. Google sau orice alt provider de mail nu va stoca acea parolă în clear text. Adică eu dacă vin și îmi scriu parola Cisco, acel provider de mail nu îmi va stoca parola mail-ul meu, ramona@ramonastase.ro cu Cisco. Nu va fi așa ceva, ci va face hash-ul acelei parole. Deci va genera un hash pentru parolă. Parola o va transforma în hash și apoi acest hash va fi stocat în baza de date. În baza de date, indiferent de ce bază de date vorbim. Dacă vorbim de MySQL și nu ești familiar, poți chiar să te uiți la tutorialul pe care l-am făcut în Linux, cum creezi o bază de date în MySQL, ca să-ți formezi o idee mai clară. Și acolo am făcut un lucru similar, doar că nu am criptat parola.
Ei bine, acel hash va fi stocat în această bază de date. Odată ce el este stocat acolo, practic, noi ce avem de făcut? Păi, ar trebui să luăm acel hash și să încercăm să-l spargem. Cum îl spargem? Păi, vom avea diferite combinații. Păi, ce avem? Noi avem aici rezultatul final. Deci, va trebui ce să generăm? Va trebui din nou să avem acel dicționar. Pe baza dicționarului, noi va trebui să generăm aceste hash-uri. Deci, avem 10.000 de cuvinte. Pentru toate cele 10.000 de cuvinte, va trebui să generăm un hash. Iar acel hash să-l comparăm cu hash-ul pe care îl avem noi din acea bază de date. De multe ori când se aude, ok, s-a spart, Yahoo a pierdut 1 milion, 10 milioane de intrări din baza lor de date, da, de obicei sunt adrese de mail cu aceste hash-uri. Iar hash-urile, după cum spuneam, nu vor fi efectiv parolele, ci vor fi parolele trecute printr-un algoritm care ne va da o valoare unică. Dacă nu ești familiar cu hash-ul și ce înseamnă și cum se obține acesta, te invit să urmărești și chiar să citești articolul pe care l-am făcut special pe tema asta, îl vei găsi și pe el mai jos în descriere. Și după cum spuneam, acest hash va fi comparat cu cel de aici din acest dicționar sau chiar din Rainbow Table, pentru că acest Rainbow Table este o variantă similară cu cea a dicționarului. Dicționarul conține parolele, conține cuvintele, conține acele stringuri, iar acest Rainbow Table va conține valorile hash. Acest hash va fi luat pentru va fi comparat cu fiecare element din Rainbow Table și se va obține un rezultat. Dacă la sfârșit a fost găsit o valoare, atunci înseamnă că acea valoare ne va da cheia sau parola de aici. Acestea sunt doar câteva din multele posibilități de a face diferite atacuri în rețea sau în internet. Am putut vedea aici, primele trei au fost mai mult axate pe rețea, ce poți să faci în rețea și în afara rețelei, chiar pe internet, iar acestea au fost axate pe partea aceasta de parole, de spart parole, de ghicit parole sau de diferite lucruri. Bineînțeles, există multe altele despre care vom vorbi cu o altă ocazie. De aceea te invit să te abonezi chiar acum la canal și să dai un share acestui video, pentru că știu că ți-a adus valoare și știu că și altcineva ar dori să afle mai multe despre aceste lucruri. De aceea, ne vedem la tutorialul următor. Te salut până atunci!